Este ziua 63 de război, încă o zi fără milă. Putin atacă de la bunici până la copii. În vreme ce se încearcă toate căile pentru a-l face pe acesta să pună capăt războiului, Mariupol a devenit o ruină. Cel puțin 20.000 de civili au fost uciși în bombardamente, estimează primarul orașului. Dar inima Ucrainei încă bate și bate în subsolurile combinatului Azovstal, acolo unde încă se adăpostesc peste 1.000 de copii, mame și bătrâni, dar și 2.000 de militari ucraineni. На грязных бушлатах, персов нет, мы шьем с пеленок вот такое. De zile întregi, rezistența din Azovstal ține piept soldaților pe care Putin i-a trimis să cucerească orașul port Mariupol, dar puterile scad de la o zi la alta în subsolurile fără apă și alimente suficiente. La capătul puterilor din întunericul buncărului Azovstal, o mamă cere liderilor lumii să sară în ajutor. Лица всех мариупольцев, обращаюсь ко всему миру, помогите нам, пожалуйста, мы хотим жить в своем городе, в своей стране, мы хотим жить нормально, спокойно, нам надоели эти бомбардировки, эти постоянные авиаудары по нашей земле, сколько это будет продолжаться, от кого нас здесь спасают, я не понимаю. Cândva unul dintre cele mai frumoase orașe ale Ucrainei, Harkovul abia mai respiră. Totul este o ruină acum. Minunea Ucrainei este îngropată în moloz și continuă să fie bombardată de armata lui Putin. În cel mai recent atac au murit 5 persoane și au fost rănite 9. Cei care nu pot fugi din calea bombelor sunt evacuați de soldați și voluntari. Такая же бабушка была, 13 лет назад. Вот понятно. În timp ce Ucraina rezistă, Lavrov amenință. El a acuzat NATO că este angajată într-un război prin procură cu Rusia. În plus, a reamintit încă o dată de pericolele unui război nuclear ce ar putea duce la declanșarea celui de-al treilea război mondial. Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью. Поэтому, а как иначе? Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, такую через прокси, и вооружает этого прокси, ну, на войне как на войне.